Se împlinesc 13 ani de când îndrăgita artistă Mădălina Manole a murit și în prezent, în rândul unor membri ai familiei și a unor apropiați, încă mai sunt semne de întrebare legate de gestul artistei. Daniel Gheorghe, persoana care a fost alături timp de 22 de ani, a ajuns și în acest an la mormântul artistei. Când pierzi tot ce ai avut, uiți cine ești. Nu poate nimeni să te ajute, cu tine însă-ți doar vorbești. Ești nemuritor, ce mai faci acolo? Cum ești? Ți-ai găsit pacea? Cum e sus în cer? E soare? E cald? E lumină? E adevărat că toți îngerii au aripi și cântă cât e ziua de lungă? Așa începea ultima scrisoare a lui Daniel Gheorghe, unul dintre cei mai înfocați fani ai artistei, care a ajuns și în acest an la mormântul Mădălinei Manole. Din acel 14 iulie au rămas foarte multe întrebări fără răspuns. Ea știe secretul. Pe 14 iulie a căzut cortina. Dacă anul trecut am și intitulat cea de-a 12-a scrisoare și ultima, nu am fost la voia întâmplării. Acest lucru se datorează faptului că de atunci am primit semne de la Mădălina. Tot ce am făcut în memoria ei nu a rămas în zadar. La mormântul artistei Mădălina Manole a ajuns și fratele acesteia, Marian, dar și alți apropiați. Sunt foarte mulți fani care nu mai sunt nici în țară. Ei îmi scriu mie pe rețele de socializare sau în privat, mă roagă să aprind o candelă, să pun o floare din partea lor. Mă simt trist așa când vin, că am rămas noi puțin, rudele. Și acum, segmentul ăsta pe arborul ăsta genealogic, Manole, tata nu mai e, mama nu mai e. Nu știu, a avut ceva o... ce să spun, un destin foarte amărât față de fala ei. A fost un om deosebit pe lângă o artistă bună, da. Ne pare rău. Da. Foarte bună cântăreață și aplaudată de toată lumea și îndrăgită. Am fost aici când s-au făcut comemorări de câteva ori. Mădălina Manole a murit la 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreața, care ar fi avut anul acesta 56 de ani, a fost găsită decedată în locuința ei.